Animalele sunt deseori nu doar o companie plăcută, ci și sursa unor beneficii asupra sănătății și stării de spirit. Zooterapia sau terapia cu animale nu este însă un leac miraculos care vindecă bolile. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe observații din domeniul clinic și mărturii ale pacienților sau stăpânilor de animale sugerează valoarea relației dintre om și animalul de companie în ameliorarea sau depășirea unor probleme de sănătate. Beneficiile companiei unui animal sunt evidente în sensul că de multe ori înlocuiesc un prieten, un frate, un partener de viață, dacă vreți, dar nu în sensul fizic al prezenței partenerului sau copilului, ci din punct de vedere emoțional, afectiv. Terapia cu animale a fost inițiată la începutul anilor 1960, după ce Boris Levinson, psiholog american, a observat că unul dintre pacienții săi, un băiețel cu dificultăți, vorbea cu câinele său în condițiile în care, în cadrul societății, nu scotea niciun cuvânt. Programul de zooterapie este folosit în unele clinici și spitale, având ca scop ameliorarea stresului și anxietății, îmbunătățirea dispoziției și a capacității de a face față mai bine problemelor cu care aceștia se confruntă. S-a constatat în decursul timpului și chiar al cercetărilor științifice care la Universitatea din Wisconsin în Statele Unite chiar a făcut un studiu pe studenți vis-a-vis de relațiile cu animalele și au constatat că într-adevăr au un beneficiu foarte mare asupra psihicului uman, în sensul că sunt, dacă vreți, un burete de stres. În general, un animal pe care îl ai în preajmă îți poate detensiona stările de anxietate. Știați că prezența unei pisici în preajma noastră contribuie la o inimă mai sănătoasă? Specialiștii consideră că acest animal de companie reduce nivelul stresului și domolește starea de anxietate din atmosfera locuinței. Studiile arată că o persoană care are o pisică în casă de mai bine de 10 ani este cu 30% mai puțin predispusă să sufere un atac de cord sau un atac cerebral. În plus, torsul pisicii contribuie la vindecarea infecțiilor. Terapia cu animale de companie este o practică veche în istoria omenirii, doar că descoperirea ei a venit mai târziu, odată cu evoluția psihologiei. Indiferent de concluziile la care se va ajunge în urma cercetării intense, cert este că pentru unii, animalele de companie îi lasă indiferenți, în timp ce pentru alții, ele sunt un motiv de fericire. Spre exemplu, această terapie a fost aplicată și de omul de afaceri Dimitrie Muscă. În curtea combinatului agroindustrial pe care îl conduce, are și o mică și cochetă grădină zoologică. Căprioare, ponei, lame, iepuri, lebede, dar și alte viețuitoare se regăsesc în această oază de relaxare. Prezența animalelor îl inspiră și îi conferă o stare de bine, mai ales în zilele tensionate. Este un lucru frumos, sunt gingașe, sunt drăguțe, uitați-vă un pe unde acolo ce colorit are, este din creon, este greu să-l faci sau din pe un desen, nu știu, poate pe calculator, dar imaginația omului greu realizează cum este în natură. Nu poți să nu descrețești fruntea atunci când vezi ce colorit frumos are acel păun, ce gingășie are acest căluț ponei care poți să-l lăsa. Uitați acolo un iepure. Pentru copii este ceva plăcut, este ceva util, așa a lăsat Dumnezeu natura asta ca să le avem pe toate, de fiecare dată să știm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Și bineînțeles și cu economicul, că în final altfel n-am avea nimica, dar societatea noastră este puternică și poate permite acest lucru să întrețină câteva animale și un om care să le păzească și să le îngrijească. Prezența lor ne colorează viața. E adevărat și dacă vrei, atunci când un om este supărat sau are probleme și vine și se uite la ele, cu obiceiurile lor, cu toate instinctele lor de animale, sunt și animalele sălbatice, pur și simplu uiți de rele, de nervi și îți desface fruntea. Un lucru este cert, compania micilor necuvântătoare în viața noastră cotidiană nu poate decât să ne facă viața mai frumoasă și mai ușoară.